Trei crai de la răsărit spre steau călătorit. Și-au mers după cum citim până la acolo, dacă au ajuns, steaua-n nori li s-a ascuns și le-a fost a se plimba prin oraș. Unde s-a născut, zicând, un crai mare de curând. Iară Irod împărat, auzind, s-a tulburat. Pe crai gravnic i-a chemat și în taină i-a întrebat, ispitindu-i vruțetos ca să afle pe dacă au plecat, steaua iar s-a arătat și a mers până stătut unde era pruncul născut. Și cu tot s-au bucurat pe Hristos, dacă au aflat cu daruri s-au închinat ca unui mare împărat. Trei crai de lanț.